Salutare tuturor membrilor străzvani și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, dacă mă aveți la follow pe Instagram, ați văzut poza mea cu apă Vos și Fiji. Sau Fiji. Astea două... Stai că nu se vede în fiecare. Astea două sunt și că cele mai bune ape din lume. Aici scrie ceva, dar nu o să stau să citesc. Dacă vreți, voi abonați, puteți să citiți și să scrieți în comentarii. Cu ce să începem? Cu apa, ca să vă zic de ce e mai puțin apă aici, pentru că am băut foarte puțin, că nu mai avem apă deloc și mi-era foarte sete. Și Fiji mi se pare una dintre cele mai curate ape pe care am băut-o eu vreodată. Deci, am găsit-o la Ocean, drumul taberelor. Apa asta costă 12,50 lei. 12,50 lei pe o drăcie de 500 de mililitri. Cum pot să-mi iau o apă la 2,50 lei de 2 litri? Nu știu, e cea mai mare prostie. Și Vos, 11,50 lei. Din Vos nu am gustat, deci nu știu ce gust are. E mișto sticla asta. Și se vede... ce mișto se vede lor. Se vede în reflexe aici, gen... Ok, mi-a fost adus o vafă. Doare. Mulțumesc. Da. Unde am rămas? Deci, apa asta mi-a spus cineva, un prieten. Vă las și link-ul în descriere dacă vreți. Vos. Vos are gust de Bucovina. De apă Bucovina. Ok. Hai să începem cu, nu știu, ala, bala... Stai, să le duc aici. Nu prea se vede, în fine. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat, ba, na, na. Ok, începem cu Fiji. Ah, Doamne ajută. Deci am aproape băut-o pe toată pentru că mi-era foarte sete. Deci, apa asta pare foarte curată. Ia să vedem. Magneziu, calciu, sodiu, bicarbonat, potasiu, clorhidric. A, e la 1 litru. Ah, ok, deci apa asta e la 1 litru. Aia, deci, mai aia mai mică e de la 550. Și ok, să vedem și apa Vos. Vos, apă minerală naturală, necarbogazoasă, plată, producător Vos Production. Ok, sunt curios ce gust are apa asta. 500 de mililitri are Vos. Mamă, sticla, dar dacă ați văzut în filmele alea cu milionare... Curge! Uite! Ok, deci Vos. Parcă... Nu știu, asta parcă se simte un gust așa... Nu, n-am cum să explic, e apă, de apă. What the fuck? Ok, deci... Fiji. Are un gust mai... cum să zic eu? Un fel mai amărui, așa, nu știu... Nu, în fine, nu e asta termenul, dar doar că nu știu cum să zic, pentru că, na, e apă, deci, da. Ok, și Vosul. Parcă, dar oricum, parcă zice că...
Fiji e mai bun. Și Vos, dar cred că... Da, Fiji câștigă. Pentru că e și diferență de preț, dar sunt niște ape foarte bune amândouă, oricum. Dar Vosul mi se pare, nu știu, e fabricat în Norvegia. Și asta, da, e fabricat în Fiji, cred. Sper. Ia să vedem. Da, e Fiji Iceland. Ok, deci Norvegia, Fiji, insulele Fiji. Băi, dar în același timp, parcă e mai bună Vos, în fine, dar să zicem că e remiză, mai bine, hai să zicem că e remiză chestia asta. Deci dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, subscribe, share, ca să vadă și prietenii voștri. Să dați share, că am văzut că nu prea ați dat voi share. Și nici like-uri. Și un subscribe. Ok. Și un follow pe Instagram, aveți contul meu în descriere. O să vă pun și canalul lui Volkier, Volksplay. Ok, pa, pa, tuturor!